Nicolae Nosov, Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi, 1954. Capitolul 4. Cum a început Habarnam să scrie poezii? Neizputind să ajungă pictor, Habarnam hotărâ să devină poet și să scrie versuri. Cunoștea un poet care locuia pe strada Păpădiilor. Numele lui era Tăbâltoc, dar, după cum se știe, tuturor poeților le plac numele frumoase. De aceea, când Tăbâltoc a început să scrie poezii, și-a ales un alt nume și a zis Floricică. Într-o zi, Habarnam a venit la Floricică și i-a spus: "Ascultă, Floricică, învață-mă și pe mine să fac versuri. Vreau să fiu și eu poet." "Dar ai talent pentru asta?" întrebă Floricică. "Desigur, am. Sunt foarte înzestrat," i-a răspuns Habarnam. "Trebuie să verificăm," spuse Floricică. "Știi ce înseamnă rimă?" "Rimă? Nu știu." "Rimă este atunci când două cuvinte au terminație asemănătoare," îl lămuri Floricică. "De exemplu, rață, dimineață. Prăjitură uscată, înghețată. Ai înțeles?" "Am înțeles." "Ei, atunci spune-mi o rimă pentru toiag." "Covrig," răspunse Habarnam. "Păi, ce fel de rimă e asta? Toiag, covrig. Cuvintele astea nu rimează de fel." "De ce nu rimează? Doar amândouă se termină la fel." "Nu-i de ajuns," spuse Floricică. "Trebuie ca aceste cuvinte să se asemene în așa fel încât să iasă ceva armonios. Uite, ascultă. Toiac, moșneag. Visare, lumânare. Hârtie, pălărie." "Am înțeles, am înțeles," strigă Habarnam. "Toiac, moșneag, visare, lumânare, hârtie, pălărie. E grozav, ha, ha, ha." "Ei, acum găsește o rimă pentru câlți," spuse Floricică. "Mâlți," răspunse Habarnam. "Ce s-a ceea mâlți?" se miră Floricică. "Există un asemenea cuvânt?" "Dar ce, nu există?" "Bineînțeles că nu există." "Ei, atunci, bâlți." "Ce mai sunt și bâlții ăștia?" se miră din nou Floricică. "Ei, asta e atunci când cobâlții ceva. Atunci se fac bâlți," lămuri Habarnam. "Nu mai minciuni spui," zise Floricică. "Nu există un asemenea cuvânt. Trebuie alese doar cuvinte care există, nu niște născociri." "Și dacă eu nu pot alege alt cuvânt?" "Înseamnă că n-ai talent pentru poezie." "Ei, atunci găsește tu o rimă pentru câlți," răspunse Habarnam. "Îndată," se învoi Floricică. El se opri în mijlocul camerei, își încrucișă brațele pe piept, înclină capul spre un umăr și începu să se gândească. Apoi își răsturnă capul pe spate și iar se gândi, fixându-și privirile în tavan. După aceea își prinse bărbia în mâini și continuă să se gândească uitându-se în podea. În sfârșit, începu să se plimbe prin cameră, mormăind încetişor pentru sine: "Câlți, vâlți, dâlți, nâlți, sâlți, mâlți." Mormăi astfel multă vreme. Apoi spuse: "La naiba, ce cuvânt mai e și ăsta? Nu rimează cu nimic." "Ai văzut?" se bucură Habarnam. "Chiar tu folosești cuvinte care nu rimează cu nimic și mai spui că eu sunt lipsit de talent." "Ei bine, ești talentat, foarte talentat, dar lasă-mă în pace," spuse Floricică. "A început să mă doară capul. Scrie în așa fel încât să aibă înțeles și rimă. Și gata poezia." "Oare e chiar așa de simplu?" se miră Habarnam. "Bineînțeles că e simplu. Principalul e să ai talent." Habarnam s-a dus acasă și îndată s-a apucat să scrie poezii. A hălăduit toată ziua prin cameră. A privit când în podea, când în tavan. S-a prins și cu mâinile de bărbie și tot mormăia câte ceva pentru sine. În cele din urmă, poeziile au fost gata și el vorbi: "Ascultați, fraților, ce poezie am făcut eu! Să auzim, să auzim despre ce sunt poeziile!" Se interesară cu toții. "Poeziile sunt despre voi!"
mărturisi Habarnam. Iată, întâi una despre știe tot. Știe tot se plimba în ploaie și a sărit peste o oaie. Cum? Strigă știe tot. Când am sărit eu peste o oaie? Ei, asta e așa doar în poezie, pentru rimă, ne lămuri Habarnam. Va să zică, din pricina rimei, o să născocești fel de fel de minciuni despre mine? Își ieși din fire știe tot. Desigur, răspunse Habarnam. Ce nevoie am să născocesc lucruri adevărate? Adevărul nu trebuie să fie născocit. El există oricum. Dacă mai încerci, o să-ți arăt eu de ce trebuie să născocești lucruri adevărate. Îl amenință știe tot. Să vedem, ce ai mai născocit despre alții? Iată, ascultați acum despre grăbilă, spuse Habarnam. Grăbilă, flămând cât sece, înghiți un fier de călcat rece. Fraților, țipă grăbilă, ce a născocit ăsta despre mine? N-am înghițit niciun fier de călcat rece. Nu mai țipa, i-a răspuns Habarnam. Am spus și eu așa, doar pentru rimă, că fierul de călcat era rece. Dar eu n-am înghițit niciun fier de călcat, nici rece, nici fierbinte, strigă grăbilă. Păi, nici eu nu spun că ai înghițit unul fierbinte, așa că liniștește-te, răspunse Habarnam. Iată, ascultați poezia despre probabil. Probabil supernă are o brânzoaică dulce mare. Probabil se apropie de patul său, se uită sub pernă și spuse. Minciuni, nu-i nicio brânzoaică aici. Nu te pricep deloc la poezie, răspunse Habarnam. Asta e un fel de a spune, doar așa pentru rimă, că se află. Dar de fapt brânzoaica nu se află acolo. Uite, am mai făcut o poezie și pentru pilulă. Fraților, strigă doctorul pilulă, trebuie să oprim bătaia asta de joc. Oare o să ascultăm liniștiți toate minciunile lui despre fiecare? Ajunge, strigară cu toții. Nu mai vrem să ascultăm. Asta nu-s poezii, ci niște scorneli nerușinate. Dar știe tot, grăbilă și probabil, strigau. Lăsați-l să citească. Odată ce a citit despre noi, să citească și despre alții. Nu-i nevoie, noi nu vrem, strigau ceilalți. Ei, dacă voi nu vreți, atunci o să mă duc să le citesc vecinilor, spuse Habarnam. Cum? Răcniră cu toții. Să te duci să ne faci de râs și față de vecini? Încearcă numai, că după aceea nu mai ai ce căuta acasă. Ei bine, fraților, nu o să mă duc, se învoi Habarnam. Dar să nu mai fiți supărați pe mine. De atunci, Habarnam hotărâ să nu mai scrie poezii.